Bună seara! O nouă emisiune. Săptămâna aceasta îmi face o deosebită plăcere să mă reîntâlnesc cu domnul profesor Ionel Cândea, cu care suntem deja la a doua lecție de istoria Brăilei. Da. Din cele minimum 12 pe care le-am programat noi pentru acest an, adică o lecție pe săptămână. Pe lună. Pe lună, da, de vreme de o săptămână, da. Pentru că apare de 5 ori. În timpul unei săptămâni. Pentru mine este mai mult decât plăcut și onorabil să învăț despre orașul în care am trăit, am crescut, să vorbesc despre un oraș care, sau căruia îi datoresc foarte mult. Sper să înceapă să înțeleagă și alți oameni cât de mult datorăm locului în care am crescut. Dacă nu ne-am născut cumva acolo. Dacă nu ne-am și născut unii dintre noi acolo și îi datorăm din toate punctele de vedere, iar cel care nu a învățat de la ultima lecție că omul care nu are istorie nu are viitor, spunea domnul profesor. Da, repetând sigur pe atâți alții înaintea mea. Istoria Brăilei atât de importantă pentru mine, ca brăilean, poate și pentru alții, și explicată de un profesionist, un om care de câțiva ani... Încercăm, da, 37 de când... De când vă ocupați această activitate. De asemenea probleme, pentru că sunt multe și nu ușoare. Aș vrea să spun de la bun început că ne-am propus cu ajutorul unei ilustrații mai mult sau mai puțin bogate, dar totdeauna zic eu la obiect, să arătăm câteva din reperele esențiale ale curgerii în timp, să spunem, ale așezării Brăila. Pentru început am să spun că în ceea ce ne privește, astăzi vom trata o chestiune destul de aridă, destul de, să spunem, puțin plictisitoare pentru unii, și anume partea de istorie de dinainte de istorie. Partea de istorie pentru care nu avem decât mărturii scrise, decât mărturii de ordin material și nu mărturii scrise, pentru că istoria adevărată începe odată cu scrisul și, spun alții mari istorici, începe odată cu conștiința istoric, ceea ce este un moment, o etapă. Avem imagini de la Brăilița, din marginea de nord-est a orașului, către Baldovinești, terasa înaltă a Dunării, cu aspectul ei care mult, prea mult, nu diferă astăzi, din păcate, trebuie să o spun, de aspectul pe care îl avea cu 7000 de ani în urmă. Pentru că viața începe la Brăila, în aria orașului, și vom vedea și în județ, cu circa 7000 de ani în urmă. Adică de la circa 5.000 înainte de Hristos. Poate n-ar fi rău rău să precizăm oamenilor că vorbim aici despre 7.000 de ani și dacă ne așezăm cronologic pe timeline, cum spun englezii, suntem foarte aproape de marile civilizații, sigur, care, tocmai spuneam înainte de emisiune, cam la data aceasta îl produceau pe Homer, secolele 8-9-8, înainte 7 înainte de Hristos, avem deja o serie întreagă de aspecte culturale majore, să le spunem, în Mediterana, în spațiul grecesc și apoi către noi. Sigur, sunt imagini, n-am să ascund, din Muzeul Brăilei, din secția lui de arheologie istorie, unde ne întâmpină cele mai vechi mărturii. Iată, un splendid vas boian, aparținând culturii boian, cea mai veche cultură neolitică de pe teritoriul orașului și al județului Brăila, pentru că aici suntem la Lișcoteanca, în trei locuri, popinile respective, Movila Oralului, Movila din Baltă, Moșfilon, sunt trei locuri unde s-au executat cercetări arheologice, începând cu anii 1955, după, până prin 75 de către profesorul Nicolae Harțuche și Florian Anastasiu, pe care trebuie să amintesc ca înaintași ai noștri în ceea ce privește cercetarea. Domnule profesor, poate n-ar fi rău să precizați și spun treaba asta pentru că mă simt tare mândru când vorbiți despre momentele acestea, cultura boian.
Da, da. Poate că puțin au auzit despre Boian, poate da, Gumelnița, cultura Boian, dar cultura Gumelnița, da, da. Gumelnița cu Cucuteni sunt contemporane și o să vedem chiar interferențe. Veți vedea la Brăilița, spre sfârșitul materialului, există două sau trei vase Cucuteni care au ajuns în mediul culturii Gumelnița în spațiul nostru. Puteți să ne spuneți de ce Cucuteni e atât de important? Pentru că întregul Mapamon știe dacă, despre... Da, dacă, da, dacă trecem la asemenea aspect, înseamnă că trebuie să vorbim despre o cultură care n-are decât mărturii sporadice, extrem de sporadice pentru Brăila, dar e o cultură și o civilizație care este uluitoare pentru toată Europa. Europa, să zicem, centrală și de est, e vorba de cultura Cucuteni-Tripolie, cum este ea numită, că merge până în Ucraina și, prin urmare, civilizația acestei culturi, frumusețea vaselor întâi de toate, cultul și cultele care sunt atribuite culturii Cucuteni sunt cu adevărat superioare, se socoate, mă rog, mai mult sau mai puțin de către cei mai mulți dintre cercetători, cultura Cucuteni a fi unul din pilonii, unul din leagănile civilizației, să spunem, europene, dar pentru un timp atât de îndepărtat față de vremurile noastre. Vorbim ceea de 7.000 de ani. 7.000 de ani, ceea ce da. E contemporan. Iată, aici sunt silexuri, sunt topoare într-o fază de prelucrare care se duc către șlefuire. Aici o râșniță din piatră cu platou și două frecătoare. Da? Se zăresc și acele greutăți din lut pentru scufundarea plasei de pescuit, iată-le și mai explicit, și osul. Pentru că trebuie să spunem că la această vreme, materia primă din care omul neolitic din zona Lișcoteanca, din zona Brăila, Brăilița, la noi, din alte puncte legate întotdeauna, dar întotdeauna de ape, de cursuri de ape sau de existența unor surse de apă, chiar dacă e vorba și de un lac, întotdeauna și întotdeauna aceste așezări le vom întâlni pe cursurile de apă. Avem un județ destul de bogat, chiar dacă de câmpie în rețeaua hidrografică, e Dunărea întâi de toate, și apoi afluenții care merg către ea, Siretul și Buzăur, care vine la confluență cu Siretul, și unul din cei mai importanti, deși mici, Călmățuiul, care lasă o sumedenie de posibilități omului neolitic și de mai târziu în ceea ce privește condițiile de viețuire. Și iată aici ceramică de data aceasta, Gumelnița, dintr-o anume fază a culturii, pentru că trebuie să spun că arheologii s-au străduit să ducă precizările legate de evoluția acestor culturi, care primesc niște nume, cum ați văzut, Boian, ați spus, sau Cucutenii, după descoperirea locația eponime, după, da, după prima descoperire a cum se face. Boian, Boianul de Călăraș. Apoi cultura aceasta, Gumelnița, la fel. În ceea ce privește Brăila, iată, capace, și trebuie să vă spun că aici e vorba de vase care sunt pictate și trebuie să mai spun că, din păcate, unele dintre ele nu mai păstrează datorită condițiilor pe care, vai, nu le-am putut asigura totdeauna la cel mai înalt nivel, la adevăratele cerințe, această pictură formidabilă care de multe ori trimite către cultura și către vasele pictate Cucuteni se degradează. În timp, unele dintre ele sunt descoperite cu mai bine de 50 de ani în urmă, altele în timpul de când am venit la muzeu, deci din 1975 încoace, și pot să vă spun că am descoperit împreună cu colegul Valeriu Sârbu pe la Scărlătești, chiar în anii de început, 75-76, un vas splendid pictat din cultura aceasta Gumelnița, dar care, din păcate, nu mai păstrează pictura, sau la care am văzut cu ochii noștri cum pictura s-a degradat în timp. Acestea sunt aspecte care, sigur, țin de ceea ce trebuie să fie un muzeu și, mai ales, la modul cel mai general, trebuie să fie acțiunea omului asupra trecutului lui. Când te hotărăști să dezgropi acest trecut, să scoți artefactele care îți arată ceea ce a fost evoluția ta în timp, dar trebuie să fii pregătit să pui la adăpost
aceste materiale, pentru că nu ai dreptul să le exploatezi și nu ai dreptul să le scoți la lumină dacă nu poți să le și conservi în cele mai bune condiții. Da, da. Iată, sunt materiale aici care vorbesc de un alt domeniu al vieții. Este vorba întâi de toate de figurine antropomorfe pe cele mai diverse materiale, și o daltă din aramă. Deja suntem în epoca premergătoare, deci sfârșitul de neolitic, începutul epocii bronzului. Avem aici o placă, da, avem aici o placă, mă rog, folosită, i s-a spus disc solar, în sfârșit, mărgele, toate folosite, iată, figurină cu lucruri pe care le bănuim ar fi, sau cu explicații pe care le dăm și care țin de cultul, întâi de toate de cultul fecundității. Cel mai adesea sau cele mai multe dintre figurine sunt figurine antropomorfe, dar feminine, și care probabil că la acest timp nu fac altceva decât să celebreze fertilitatea, să celebreze pe cele care evident dădeau viață mai departe în societatea care se alcătuia la vremea respectivă. Domnule profesor, din imaginile pe care am reușit să le văd, am realizat cel puțin la recipienți, la oale, diferențele dintre ceea ce vedem acum pe la artizanatul de pe străzi și nu numai, minime. Da. Sunt unele dintre oale pe care, sincer, le-aș cumpăra dacă le-aș vedea făcute în momentul de față. Am spus de multe ori că, mă rog, artiștii, unii din ei cel puțin, ceramiștii, să le spunem așa, și avem și în Brăila și în Galați, din câte știu, au un motiv de inspirație extrem de serios și de puternic în ceea ce privește arta lutierilor, arta celor din neolitic și de mai târziu, dar vom vedea în ce condiții, pentru că neoliticul și în special prin Cucutenii, care i-ați pomenit, dar la noi prin Boian și Gumelnița, arată o fază de dezvoltare din acest punct de vedere extraordinar. Acum, sigur, se perindă și alte materiale de cu totul alte forme și de cu totul alte întrebuințări, ca să spun așa, cu vase în miniatură, mai mari sau mai mici, legate de anume culturi ale momentului, așa cum avem și acum. Iar trebuie să spunem că această splendidă civilizație a vaselor de lut, Boian, Gumelnița, Cucutenii, nu mai vorbesc, sunt specifice și sunt atribuite unor populații sedentare. Sedentarismul este unul din primele lucruri extraordinare pe care realizează neolitic prin așezarea comunităților pentru o perioadă mai lungă de timp și în felul acesta și posibilitatea, să spunem, de a crea lucruri atât de frumoase în fond, atât de plăcute ochiului astăzi pentru noi, dar și durabile. După această perioadă a neoliticului, după neolitic, după 3000-3500, când deja, cum să spun, neoliticul este o etapă depășită prin faptul că și din punctul de vedere demografic de zona noastră se apropie o serie de populații din stepele nord-pontice care invadează, nu, și lovesc aceste comunități sedentare, atunci vom înregistra un recul, un regres în ceea ce privește, se va vedea imediat. Suntem tot pe materiale care vorbesc de anume, să le spunem, iată, o locuință în miniatură, care nu știm dacă executantul a încercat să lase o imagine a ei sau dacă ea nu reprezintă ceva în comunitatea respectivă, locuința celui mai important, a unui șaman, a unui preot, etc. Sunt la fel, iată, materiale care trimit cumva la ceea ce s-ar chema magia sau, știu eu, încercările pe care cei care sunt vrăjitori ai tribului, ai comunității, încearcă să-și impună și încearcă să
știu eu, să realizeze cultul pentru care cei mai mulți dintre cei din comunitate sunt chemați în fața lui. La fel, vasele acestea de forme și mărimi care, sigur, curg aici pe o anumită cronologie și pe anume localități, să zicem, locuri unde au fost descoperite. Iată deja primele materiale, să le spunem, din fier, din metal. Sunt lucruri care au scăpat cu greu, vă dați seama, după atâta vreme, 3-4 mii de ani în pământ, în condițiile în care metalul neoxidate și cu eforturi, iată, unele dintre ele au putut fi restaurate. Domnule profesor, vorbeam înainte de emisiune despre faptul că în momentul acesta există încă localități în care pescuitul, vorbeam despre pescuit și greutățile acelea care se pun la plase, se fac aproape în aceleași condiții. Adică eu, ca nespecialist, pot să realizez că de 7000 de ani se practică aproape la fel. Anume îndeletniciri, sigur că da, anume îndeletniciri și mai ales anume materiale au rămas în folosință la comunitățile omenești de atâta mari de vreme până astăzi. Și acum funcționează ca și acum 7000 de ani, absolut, pe care tocmai ați arătat. Păi nici nu se poate altfel pentru comunitățile din Baltă, să spunem. Comunitățile aflate pe cursurile de râuri, dar pe ape, să spunem, cursuri importante, avem această, cum să spun, și fac acum observația, iată decăderea în ceea ce privește formele și în ceea ce privește decorul pentru vase care sunt acum specifice epocii acestea a bronzului. Vorbesc în general, n-am să fac o cronologie și nu o să dăm pe ani și pe sute de ani, pentru că nimeni iată vase ascos și din câte știu, vase ascos în sensul că vase care aparțin culturii tei, deci cultura bronzului, iată celturi, seceri dintr-un depozit găsit pe teritoriul județului Brăila, cu topoare și cu seceri din bronz. E vorba tocmai de această populație de păstori, spuneam, din stepele norpontice, care invadează zona noastră și care sunt cuceritori. Băștinașii vor suferi, sigur, un recul, dar din amestecul acesta de indo-europeni, pre-indo-europeni și apoi indo-europeni care vin și se așează peste băștinașii neolitici de aici, avem întrunite condițiile pentru acea plămadă care va fi neamul traco-geto-dacilor în nordul peninsulei balcanice. Câteva mii de ani mai târziu. Nu foarte mult, pentru că avem această epocă undeva la 1800 înainte de Hristos, până către 1400-1200 înainte de Hristos, după care, după bronz, urmează fierul ca succesiune în timp și odată cu epoca fierului, de pe la 600, dar 500-400 înainte de Hristos, deci cu 2000 și vreo 500 de ani în urmă, vorbim deja de cei mai vechi strămoși cunoscuți ai noștri în istorie, nu? De getodaci. Aici sunt în continuare materiale litice care vorbesc de cultele în perioada de care ne-am ocupat până acum, neolitic și spre bronz. Sunt creuzete, să nu se creadă că toate sunt absolut vase de păstrat provizii, de știu eu, de păstrat apă sau de sunt fusaiole, sunt discurile de la fus, o ocupație extrem de importantă apropo de sedentarismul torsul, care e caracteristic epocii neolitice. Avem pitandere, sunt tot materiale din lut cu ajutorul căruia se prelucrează celelalte vase. Eventual se dau forme, cum sunt acestea de spirală. Interesant este că la noi în zona a ajuns roata olarului de la greci, foarte târziu. Toate vasele acelea fantastice pe care le-am văzut și erau făcute din fâșii alipite unele peste celelalte, ceea ce înseamnă o muncă extraordinară. Uriaș. Iarăși, ne îndreptăm acum, deci suntem pentru
avem perioade în care se revine cu, cu materialul din nou, silexuri, adică cuțite din silex, un material care e găsit din punct de vedere geologic mai mult la sud de Dunăre. Da, și în Dobrogei, dar la sud de Dunăre, în general, pe malul drept, ajunge dincoace la noi, găsit asemenea materiale de la turnul Măgurele, unde am cercetat arheologic cetatea lui Mircea, și după până în zona noastră, unde bulgării de silex sunt aduși cu barca de dincolo, cu luntrile, și dincoace e prelucrat, nu? Cu o știință anume, cu o tehnică anume, cu o tehnică a celui care lovește cu percutorul, deci cu un bulgăre mai tare, din care se desfac aceste lame, unele din ele câteodată foarte lungi, aproape spectaculos de lungi unele dintre ele, care sunt cuțite sau sunt dălți, etc. Iată și, să spunem, topoare din piatră, unele din ele cu gaură de înmănușare, deci cu gaură în care poate să fie prins un mâner. Și dintr-o dată se realizează un salt extraordinar din punct de vedere tehnologic. Sigur. Pentru că s-au făcut asemenea experiențe, astăzi o adevărată ramură a arheologiei neolitice și în legătură cu aceste experimente, cum și ce poți să tai cu un topor, cu o lamă de topor, să zicem, care nu are, iată cum o avem aici, care nu are gaură de mănușară și care se atașează mânerului cu șiret din piele, să spunem, cu șuvițe din piele, da, și ce facem, iată, cu un asemenea topor care are gaură de înmănușare și care poate fi mult mai bine, nu mai zdravăn, ancorat într-un mâner. Comparația între ele. Pe de altă parte, se ridică întrebarea cum s-a putut realiza o asemenea perforare a pietrei, nu? A acestei pietre și realizarea unei găuri pentru înmănușare într-o epocă în care nu există metal. Și răspunsul a fost găsit tot prin cercetare etnografică, etnologică, la populațiile din Noua Guinee, din Papua, așa mai departe, care unde mai avem care în neolitic. Trăiesc în neolitic, da. Și unde s-au văzut cum piatra poate fi perforată cu ajutorul stufului, prin frecare succesivă, dar care jos folosește, de fapt, abrazivul e un nisip, e un cuarț care mai dur decât piatra, și da. Fiindcă aveau timp, nu se plictiseau și nici nu întreba nimeni câți kilometri de stuf vor consuma pentru distruge, o asemenea. Da. O distruge. Am găsit materiale spectaculoase, au fost găsite în județul Brăila. Iată, aici avem o lamă iarăși perforată, iarăși o pitanderă, dar avem găsite în județul Brăila și materiale lăsate într-o fază anume de lucru, unde se vede foarte clar cum este pornită. Nu era terminată gaura. Dar nu era terminată gaura și, prin urmare, da. Din cine știe ce motiv, locul părăsit și așa mai departe. Iată, tot lucruri care înseamnă faze de lucru, faze de materie. Aici, oasul folosit, n-o să credeți, unele din ele pentru patine. Oase de animale de anumite dimensiuni au fost multă vreme folosite pentru patine. Puse sub încălțări pentru a patina. În vreme cum e cea de afară astăzi, cum a fost mai ales cea din vremea din urmă, lucrurile acestea au fost... Domnule profesor, omul de atunci, da, un mic intermezzo, omul de atunci față de cel de momentul de față era foarte diferit, vorbesc de om. Sigur că da, din punctul de vedere al aspectului categoric, dar o să mă revin imediat, fiindcă vreau să vă semnalez o descoperire cu adevărat excepțională, 73 în județul Brăila, la Găvani, resturile unui mormânt cu totul special, a unui mormânt tumular, deci care a alcătuit la început o adevărată movilă, pentru că individul, iată, care a avut un coif din bronz, de proveniență atică, iată, comerțul sau interesul aduce această armă, să zic, de apărare, casca, nu? Unui șef militar de aici și care se datează între 350-325, deci o marjă foarte scurtă, nu? Un registru cronologic scurt, iată, 5 aplice cu modele extraordinare, care vin sigur din răsărit, din argint.
vor pleca cât de curând într-o expoziție internațională pe care o organizează Muzeul Național de Istorie din București, la care ne-am dat acceptul ca aceste 5 piese să meargă, pentru că e vorba de aurul și argintul dacilor. Și iată aici, deci un morun de la 350, repet, 325, cu un inventar excepțional, deci cu coif de bronz atic, de proveniență grecească, pe care l-a dorit foarte mult, ca să mai spunem și altele, pe care l-a dorit foarte mult Muzeul Militar Central în vremea de dinainte de 89 și era cât paci să-l obțină Ilie Ceaușescu, până la urmă nu l-a obținut și a rămas coiful acesta, care e o piesă excepțională, unică în aria nord-dunăreană. Aici sunt clopoței din bronz și piese de harnașament, pentru că trebuie să știți că această căpetenie militară, politică, înmormântată în acest fel la Găvani, avea numai puțin de 6 cai, a fost înmormântat cu 6 cai și probabil și cu multe alte lucruri, obiecte de podoabă în continuare din sticlă. Domnule profesor, da, în drumurile noastre prin câmpia Bărăganului de Nord și prin Dobrogea, de-a stânga și de-a dreapta drumului, indiferent cât de încărcați suntem noi de concentrare pe drum, vedem niște movile. Tumulele, a spus dumneavoastră. Poate n-ar fi rost să ne spuneți cum trecem noi nepăsători pe lângă nepăsători, până ați și spus-o. Trecem nepăsători. Noi nu suntem nepăsători. Noi suntem cei care le cartăm, le așezăm pe hărți, le trecem în istoricul fiecărei comune sau așezări mai mici a satelor din cadrul comunelor de astăzi, pentru că de la o vreme, și bine se face că se face lucrul acesta, se realizează pugurile, planurile urbanistice generale ale comunelor, în cadrul cărora noi ținem cu sfințenie să așezăm toate aceste elemente, pentru că departe de a fi epuizată cercetarea arheologică pe asemenea locuri, trebuie să vă spun că există și modalități acum tehnice mult mai sofisticate de a ști cu aproximație cam ce avem acolo, da? Așa cum am procedat și o să vină vremea să vorbim despre cercetarea arheologică din grădina publică, unde căutăm hrube și am găsit depozite uriașe de mei, dar care cercetări din punct de vedere tehnic ne spun la ce am putea să ne așteptăm. Nu în totalitate, nu 100%, dar la ce am putea să ne așteptăm. De ce vă spun treaba asta? Pentru că am avut plăcerea să am musafiri din toată lumea, inclusiv din Statele Unite, care realizând cei 6-7 mii de ani de existență aproape continuă față de New York, unde avem de la 1600 doar urme și se bucură de ele ca de ceva. Da? Au rămas mai mult decât impresionați și tot umblând cu ei în tot felul de locuri, li s-au părut ciudate movilele din ținutul ăsta atât de plat. Când am vorbit despre tumuli, când am vorbit despre aceste morminte, au rămas mai mult decât impresionați. Acum, pentru că așa trebuie, pauza publicitară este mai mult decât necesară, am să vă rog după pauză să-mi povestiți pe lângă ce trecem noi atât de nepăsători, noi profani. Da, sigur că da. În regulă. Domnule profesor, vorbeam despre tumul. Da, vorbeam despre tumul și mai am o promisiune, aceea de a spune margar câteva cuvinte despre aspectul omului neolitic și, mă rog, de după. Vorbim dacă mai semănăm sau nu cu ei. Dacă mai semănăm sau nu cu ei. Aș vrea să spun că semănăm în cea mai mare parte. Erau de oarecare robustețe cu totul alta față de cea de astăzi. Trăiau în natură. Trăiau în natură, dar trebuie să spunem, durata lor de viață era una cât se poate de... Era mai scurtă. Mai scurt. Sigur. Cât se poate de scurtă. Trebuie să vă spun că la 25 de ani de viață cineva era deja matur cu totul și la 40 de ani era deja un bătrân. Din această perspectivă, închipuiți-vă cum și ce efecte ar fi avut un viscol ca cel de anul acesta, nu? Asupra unor așezări, asupra unor comunități, cum mortale, spunem noi, dintre ei i-ar fi lăsat în viață. Nu pe cei mai robuști, pe cei mai pregătiți, pe cei care ar fi reușit să dobânească și să stăpânească o movilă de lemne cu care să se încălzească pentru că în Bărăgan, cum să spun, bordeiul era singura modalitate de a te adăposti. Nu suntem în munți, în stâncărie, să avem peșteri, să avem... Nu, județul e un județ ca în palmă. Aici, cum pe valea acestor ape,
aceste comunități au reușit să reziste. O robustețe deosebită. Au supraviețuit aproape 7.000 de ani. Dar au supraviețuit 7.000 de ani și din contactul, din amestecul cu ceilalți, cu războinicii veniți aici peste acest sedentar, în mare vorbesc procesul, fiindcă nu pot să-l detaliez acum și în câteva minute, s-a ajuns la această populație geto-dacică, nord-tracică, cum îi spunem, de care a spus. Iar în ceea ce privește tumulii de care spuneți, ei sunt așezați unii de ei chiar pe niște linii care sunt în cercetare chiar în momentul de față. Să nu credeți că de foarte multă vreme și la noi lucrurile acestea au dat de gândit, sigur că da, și au dat de bănuit arheologilor de meserie că ele ascund niște vestigii importante. Întâi de toate ascund niște morminte în cadrul cărora, atât cât știu, unele dintre ele sunt morminte principale. Sunt mormintele unor căpetenii, cum este cazul, l-am arătat, cel al mormântului de la Găvan, dar care a fost găsit, aici este șocul. Morminte foarte vechi. Foarte vechi. Da. Acest mormânt, de pildă, de la 350-325 plus 2000 de ani, are una peste alta 2350 de ani. Ei bine, acest mormânt a fost găsit nu într-un tumul, într-un fost tumul. Tumulul s-a aplatizat cu timpul, pentru că ceremonia de înmormântare a respectivului a însemnat depunerea lui împreună cu toate ofrandele, care puteau să însemne și nevestele toate sacrificate, puteau să însemne... El călare, în general. În general, dar cu caii alături, pentru că i s-au depus toți caii de care era legat prin viața lui, de războinic, de om pur. Ei bine, toate aceste elemente erau așezate într-un... și care creau un tumul artificial, nu natural. Un tumul artificial care cu timpul s-a tot lăsat și s-a tot aplatizat. În momentul în care a fost descoperit de plugul unui tractorist în vara lui 1973, s-a crezut în primul moment și chiar așa a fost și aruncat coiful, are o lovitură de la nu de la sabie, ci de la plug. Ei bine, în primul moment s-a zis e cască din primul război mondial și a dat cu părerea, evident, tractoristul sau cine a fost acolo. Da. După care au zis hai totuși să-i chemăm și pe ăștia de la muzeu că parcă au mai apărut niște s-ar putea să știe. Jucării da. Și atunci au mers profesorul Anastasiu și cu domnul Harțuche, domnul să-i odihnească și și-au dat seama de valoarea descoperirii la Găvani. Prin urmare, acești tumuli acum încă ne dau posibilitatea să îi cartăm și să începem după aceea selectiv, în funcție de anume analize făcute, da, cu spectrul magnetic, cu și așa mai departe, să începem într-o anume ordine cercetarea lor și secționarea lor, astfel încât să putem să-i așezăm și pe ei, pentru că cercetarea arheologică, știți cum este, este una dintre cele mai dure lucruri de pe lume în cercetare. Ai cercetat, dar ai și distrus situl. Deci, vrând nevrând, ai umblat în el. Atunci când ai umblat, tot ceea ce înseamnă artefacte de acolo, sigur, trec într-un muzeu, trec într-un depozit, dar oricum, mărturia aceea a fost distrusă. Nimeni nu mai poate citi decât tu, se presupune cel mai bine. Persoană. Da? Poți fi contrazis de confrați, etc., etc., îndreptat, dar cel care citește pentru prima dată prin săpătură arheologică tumul respectiv are o datorie imensă. Întâi de toate morală, civică. Dar mai vreau să precizez un lucru. Costurile unor astfel de cercetări sunt enorme. Sunt tone de pământ de dislocat. Escavat, și nu oricum. Iar câteodată ai dezamăgirea să găsești mormântul principal deja umblat, ca la piramide, ca la mormânt sau ca la Valea Regilor, unde aproape toate mormintele faraonilor au fost profanate. Ei bine, mormintele secundare câteodată pot să dea surprize foarte frumoase și vreau să vă spun un lucru de actualitate pentru Brăila. Deci, în situația în care în județul Brăila au început să fie amplasate aceste eoliene, cei care amplasează au fost obligați să facă descărcarea arheologică a terenului. Și avem relații din punctul ăsta de vedere foarte bune. Colegul Stănică Pandrea, șeful secției de arheologie, a urmărit pas cu pas lucrurile acestea, colegul Valeriu Sârbu la fel, colegul Costin Croitoru la fel, și avem perspective de a cerceta măcar din loc în loc asemenea sistemic.
asemenea lucruri, pentru că descărcarea de sarcină arheologică cade în sarcina financiară a celui care vrea să facă investiția. Mulți spun că e o piedică, că îi întârziem, dar pentru Dumnezeu, ca să știi bine trecutul de care tot facem caz, trebuie să și cercetezi. Nu se pot... Domnule profesor, poate trag o concluzie greșită, dar am eu senzația că studiind acești tumuli, noi studiem în realitate istoria de demult a vestei europenilor? Nu într-o chiar. Anumită măsură? Nu chiar. Vestei europenii au intrat și ei cu celții și, mă rog, știții, știții sunt răsăriteni. Știții sunt cei care au nota dominantă aici în zonă. În zonă, mai ales de când sunt cunoscuți de greci, de Herodot, din 5 înainte de greci. Și celții într-o mai mică măsură, dar bineînțeles că sunt asemenea puseuri de celți care trec prin zona noastră, nu mai vorbim de Transilvania, nu? Vestul Transilvaniei, Transilvania, aici acolo și după aceea ei ajung chiar până jos în Grecia, unii dintre ei. Eu, nefiind specialist pe perioada respectivă, nu vreau să mă hazardez în presupună sau în a face altceva decât ceea ce până acum știința arheologică a antichității a așezat cât de cât, cu mare greutate, dar și cu toată probitatea științifică, ca fiind un film, un scenariu care s-a derulat. Prin urmare, Occident peste noi, la vremea de care vorbim, nu cred că este posibil să vorbim în afară de celți. Celții care vin până în epoca lui Burebista, până în secolul 1 înainte încă de Hristos, 2000 și puțini ani Asta nu face decât să susțin încă o dată continuitate pe o perioadă atât de îndelungată, curat vorbind. Da. Aici avem pe geți, geții de la Grădiștea, pe Valea Buzăului, satul, localitatea unde s-a născut și Fănuș Neagu, și aveam adineauri câteva materiale de acolo. În rest, așa cum am spus, imaginile curg pe amănunt pe o serie întreagă de lucruri care iarăși ne întorc către religie și către cultele, sigur, cu deosebire culte fecundității. Aici avem iarăși pitandere pentru prelucrat vasele de lut. Avem o gamă formidabilă de fusaiole, discuri pentru fus în ceea ce privește iată, aici și frumos decorată, nu numai obiect de lucru, ci cu un anume design. Apoi sunt bucăți de gresie pe care sunt folosite pentru a scuțit fie osul, iată acest, au străpungătoare din os, cu care ne întrebăm cum se are. Iată râșniță cu două pietre, râșniță rotată din piatră, de factură, să spunem, dacă foarte asemănătoare cu cele care le-am văzut în ultima vreme și care au trăit ca formă și ca da, cum? Domnule profesor, mod de lucru până acum. Pentru mine, de fiecare dată când eram întrebat de străini de importanța apelor de jur împrejurul nostru, răspunsul a venit... E o binecuvântare cum arată harta noastră. Sigur că da. Și nu de pomană au rămas atât amar de vreme aici. Pentru că de jur împrejurul nostru erau foarte multe păduri. Pentru că singurul mod cu adevărat sigur de deplasare era pe țărmul, pe malul apei sau chiar pe apă. Vase clasice dacice, geto-dacice, și aici avem de-a face cu amforele. Influență material grecesc. Unele din ele au mănușa, au ștampila de olar, deci de atelier. Grecească. Sunt Rodos, sunt Sinope, sunt Heraclea Punică, o serie întreagă de centre din lumea grecească care au trimis aceste vase la noi, pe care ai noștri le-au folosit în special cei la Brăilița, unde sunt câteva necropole, în sfârșit, acolo chiar e o Troie românească, cum i-a spus profesorul Harțuche, cu atâtea vârste ale locuirii pământului în zona Brăilei Nord, și care ne arată că
aceste, cum să spun, materiale nu fac altceva decât să fie folosite în cult. Deci aceste amfore erau folosite pentru depunerea oaselor cremate, a oaselor arse ale celui dispărut. Pentru că incinerația a fost și ea o modalitate de înmormântare a celor dispăruți, de așezarea celor dispăruți. Iată, splendide coliere din asta, care sunt de secol acum 3-4, aparțin culturii Sântana. Domnule profesor, incinerația nu vine cumva ca influența indo-europenilor? Probabil. S-a folosit deopotrivă incinerația, dar și înhumația. Înhumația mai ales după apariția creștinismului, după creștinarea unor comunități. Cu siguranță, da. Dar înhumația nu vine numai și numai cu creștinismul. Pe de altă parte, incinerația a făcut într-adevăr epocă și a reușit multă vreme să influențeze chiar și comunitățile destul de puternice și destul de târzii ale lumii creștine. De pildă, se întâlnesc aceste excepții de la înhumarea indivizilor până în secolul 10-11. Secolul 10-11 după Hristos, se înțelege? Deci până după anul 1000. Acest lucru arată cât de puternice sunt niște cutume, nu? Sunt niște legi ale unor comunități care puternice rezistă și nu se dau bătute, nu trec, sigur că da, nu și trec, în zona noastră. Da, sigur că da. Foarte interesant. Absolut. Aici avem cultura Sântana de Mureș, Cerneahov, o puternică cultură secolul 3-4, deci după retragerea romană, nu? Care arată încă puternică viețuire, puternică locuire în regiunile noastre, inclusiv ale noastre aici, în nord-estul Munteniei, fiindcă, atenție, vorbim de un spațiu geografic foarte special, neacoperit, neadăpostit, ba dimpotrivă, în fața bărăganului, adică în fața crivățului, nu? În bărăgan și cu fața în crivăț. Tot ceea ce se întâmpla în Căpia. Și iată vasele, care spuneam, cu oase cremate și ele, care aparțin culturii vechi românești, cultura Dridu, după așezarea eponimă din info, unde pentru prima dată au fost găsite, cercetate de profesorul Nestor și, bineînțeles, de o pleiadă întreagă de arheologi, care, iată, și la Brăila au fost reperate, arătând că și aici procesul acesta care a dus către formarea neamului românesc, deci a românilor și a limbii române, se dovedește, se pune în evidență material cu aceste vase care țin de secolele 9 până în 10-11. Există un specialist german, Uwe Fiedler, care în anii 80 a trecut și pe la noi, pe la muzeu, cu un microbuz. Așa era la ei. A venit și a cercetat toate aceste mărturii Dridu de pe toată Valea Dunării, a luat muzeu cu muzeu asta, a dat o lucrare importantă, interesantă, cu multe, are a strâni multe controverse în fața istoricilor noștri și cu istoricii noștri ai perioadei. Aceea sunt brățări din bronz. Așa. Ce să spun? Ne putem gândi și la, iată aici, uitați-vă cât de frumos este acest vas, da, cultura Sântana de Mureș, da. Tot așa, cu un șarpe ca motiv, probabil un vas folosit în anume, să le spunem, ritualuri. Cu, asta este o oglindă din bronz, să spuneți cum oglindă, ea perfect șlefuită, pur și simplu, servea la oglindirea feții în ea, sigur că da. Da, suntem aici între perioada aceasta a secolului 3-4 și până în secolul 11. Ia uitați-vă ce splendide coliere pe care eu totdeauna le spuneam, arătați-lor celor de la fondul plastic să vadă ce material extraordinar. Uitați-vă, da. Și cu ce posibilități. Cu mărgele de chihimbap, față de momentul acesta. Sunt rarități și la noi, din păcate nu s-au putut vedea fiindcă sunt într-o expoziție. Scoici dentalium și spondilus din Marea Roșie, numai acolo viețuiesc specii, viețuiesc aceste specii de scoici,
au ajuns, vă dați seama, Marea Roie și au ajuns până în zona noastră aici la... Degustoria. Degustoria și mai ales aceste neamuri care sunt în mișcare și în lovirea sedentarilor pe care îi găsesc. Vorbesc despre Brăilița. Da. O locație foarte importantă. Unde va trebui să apară curând, dacă materialul mai îngăduia, o schemă a cimitirelor de acolo, cu succesiunea în timp a unor necropole extraordinar de interesante. Pe ce perioade de timp? Păi pe perioade de timp care vin din sfârșitul neoliticului, e-neolitic, deci epoca de trecere, și peste epoca bronzului până în fier. Deci avem o succesiune de viață și acolo, stratificări de viață și de moarte, pentru că sunt cimitirile, sunt necropole. Pentru că mă duce cu gândul la telurile de tip Hârșova, care sunt înaintea acestora. Da. Brăilița ar fi interesant să vedem, dar vom spune lucrurile acestea când vom vorbi de începuturile evului mediu la Brăila. O să arătăm lucrurile acestea și numărul mare și, într-adevăr, materialul deosebit de bogat și suculent științific a făcut ca profesorul Harțuche să facă o teză de doctorat cu necropolele de aici, de la Brăilița. Sunt materiale care și astăzi încă unele din ele se așează de colegii pe care i-am pomenit mai devreme, arheologi pe perioada respectivă și care vor lămuri în continuare lucrurile aspecte. Vorbim despre orașul Brăila și mai avem doar 2-3 minute din nefericire pentru această lecție de istorie. Da. Vorbim despre Brăila de o perioadă de 7.000 de ani ca atestare a unor oameni care locuiau aici. Cele mai vechi urme de locuire. Și am ajuns în momentul în care am realizat că între oamenii de atunci și oamenii de acum, ca apucături, nu neapărat ca aspect, diferențe multe nu sunt. Să fie de bine? Da, bine, ce să spun? Sigur că zilnic, cum să spun, cotidianul ne oferă fel de fel de lucruri în care, într-adevăr, crezi de multe ori că ești în fața omului cavernelor, omului peșterilor sau, dacă nu, a peșterilor, a acestor bordee foarte, foarte adâncite din Bărăgan, de care spuneam că altfel nu te puteai ascunde. Dar, cum să spun, societatea omenească evoluează, este indubitabil și cred că și cei care încă mai au apucături de oamenii cavernelor vor trebui să... Păi bun. Alce în rând cu lumea. Rostul lecției de istorie este să le spună că nu mai sunt în perioada aceea. Da, cu siguranță că se vede cu ce unelte și cu ce arme își puteau duce viața mai departe. Dar nici noi să nu uităm de unde venim și ce suntem. Da. Pentru că o lecție de istorie, și îmi cer scuze că trebuie să încheiem această lecție, pe care dumneavoastră a susținut-o. Din punctul meu de vedere, o lecție de istorie pentru orașul Brăila mi s-a părut a fi mai mult decât importantă pentru tineret și nu numai. Vom continua. Repet, sunt lucrurile cele mai aride poate din istoria veche a orașului. Americanii n-ar spune asta. Americanii poate n-ar spune asta. Sunt aspecte care țin de tehnologii, de lucruri. Am încercat să vă spun cum, de pildă, se dă gaura de mănușare la toporul de piatră când nu există metal. Și multe, multe altele. Nu numai acestea. Sunt atâtea lucruri pe care mulți, foarte mulți, le experimentează acum. Și știu că și dumneavoastră propuneați la un moment dat. Un sat neolitic. Da. Cu siguranță cum și face. Ce rămâne după un bordei care arde? Cum și ce rămâne după, o așezare? Asta avem de gând să facem în primăvara asta. Poate le facem împreună. Cu specialiștii de la mine pe epocă, pe perioadă, fiindcă țin mult la lucrul ăsta. Cu mare drag. Trebuie să iasă ceva bun din asta. Sunt convins. Mulțumesc foarte mult. Vă dorim o seară minunată și ne întâlnim peste o lună la următoarea lecție de istorie a Brăilei. Pe începuturile alea puternice. Deosebite. Încă o dată mulțumesc. Bună seara.